Nu, nu. Bună seara, și bine v-am găsit la prof. Olanche, o jurețință de matematică. Exact. Subiectul de olimpiadă. Deci, de olimpiadă, continuăm, nu? Da. Să știi de mare. De mare, dacă... Și flori. Și flori, flori, că era o chestiune legată de problema aceea lui. Deci, studiem pe de olimpiadă. Da, subiectul al treilea ați rămas. A, da, vă am făcut niște bele la subiectul 2. O, da? Ba, da. L-am făcut, nu? Ba, nu, nu l-am făcut. Nu? Hai să vedem. La pe determinat numele naturale, nenulenien, astfel încât 1 plus 2 plus 3 plus așa mai departe plus n să fie mai mici egale decât 2017. Deci, l-am făcut, mai... l-am făcut. În prima fază, în prima fază la, a fost așa. 2 la A1 plus 2 așa, la 2. 2 la A1 plus 2 la A2 plus puncte, puncte plus 2 la AN se facă 2017 și noi am constatat că șirul de numere este următorul 0 mai mic decât 5, mai mic decât 6, mai mic decât 7, mai mic decât 8, mai mic decât 9 și mai mic decât 10. Acestea sunt numele A1, A2, A3, A4, A5, A6 și A7, care mi se cereau 9, nu? Pe care trebuia să le găsim. Da? Trebuia să găsim o șir de numere așa fel, încât 2 la 1 plus 2 la 2 plus 2 la 3 plus puncte puncte plus 2 la N facă 2017. Și un pic, Daria, vrei să-ți faci tema tu acum? Nu, nu are temă. Poți să nu-i aparat în ce nu știi, ce nu stăpânește. Știi ce? Hai să-ți urmăresc. E păcat să pierde așa. Da, e păcat să pierde lecția asta. Poate să fie o lecție foarte interesantă. Așa îi poți face acasă. Da? Adică venind aici să faci tema, chiar nu sunt. Nu are temă. Așa, am niște chestiuri acolo care... Da? Eu insist pe chestia asta că e o pierdere. Deci învățăm să gândim. Ai fost parte ieri. 2 la A, nu i-a fost ieri. N-a fost? A, atunci ne plec pentru tine. Iau lecția neapărat. Deci, 2 la puterea A1 plus 2 la A2 plus puncte, puncte, plus 2 la A1 facă 2017. Și povestea este așa. Ce numere să punem noi A1, A2, puncte, puncte, A2? La el. Adică ce înseamnă la el? Nu știam la cât să mă opresc. La 2, 3, 4, 7 numere. Nu știam. Încât... Suma a fost să facă 2017. Și... Adică să fie aceeași A. 2 este același, dar aici este un număr. Cum aș zice? 2 la 3-a, plus 2 la 4, plus 2 la 5-a, plus 2 la 6-a, plus 2 la 3-a. Plus 2 la... Plus 2 la... La cât am? Ca la 11. Dar poți să spui mai mult, variantul, nu? Păi să ne gândim. Păi aia am făcut tu, sunt mai bine. Un pic, ca să indici și ea, că vreau să se pătrundă și ea. Poți să zic 2 la 11? Ultimul. 2 la 10 a cât e? 2 la 10 este 1024. Așa, deci 2 la 10 24. Egal cu 1024. Mai avem și în față. Și 2 la 11, să ne zicem, la 2 la 11 cât aș face? 2 la 11 face 2048. Și nu depășește pe 2017? Da, da. Deci nu am voie să mă urc până la 2011, ci trebuie să mă opresc obligatoriu la 2 la 10? Sigur că da. Deci aici trebuie să spun obligatoriu 2 la a 10. Bun. Acum, în momentul care am zis 2 la a 10, înseamnă că pe ăsta îl știu, nu știu pe cel din față. Dar, adică nu trebuie să fie, cum ați spus dumneavoastră, 2 la 3-a, 2 la 4-a, 2 la 5-a, sunt tot de... Deci, autorul ne spune așa, A1 să fie mai mic decât A2, mai mic decât A3, mai mic decât cel mai departe. Da, mai mici, dar nu trebuie să fie consecutive. Nu, 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 nu. Dar noi am constatat că nu pot ridica pe ultimul mai mult de 10. Da. Deci, alienele,
al ierele acum, ăla ultimul este 10 obligatorii, da? Ăsta de aici, da? Da, virul, da. Este 10. Hai să scădem din 2017 pe cine să scădem? Pe 2024. Exact. Și acum ar veni 2 la 1 plus 2 la 2. 2 la a 2. Plus, și mai departe, plus 2 la al câtelea, al ienele l-am făcut. Al unul mai mic, înapoi, adică unul mai mic puțin, da? Al ienelea, 2, 2, da? 2 la al ienelea, minus 1, că al ienelea l-am făcut, care înseamnă 1024. Atunci vine 2000, dar am ajuns, da? 2017 minus 1024, care face 993. Deci era 993. 993. Și acum trebuie să găsim alte, o sumă de... Nu, nu, nu. 2 la cât acum, ca să nu depășească pe 993? 2 la? 2 la a 9. A 9? Clar, 10 face 1024. Da, și l-am folosit. Și la 9 face 500. Asta era. Deci acum eu spun 2 la a plus 2 la a plus și mai departe plus 2 la penultimul al ienului. Foarte bine. 2 la al ienului minus 2 și plus, ai zis tu, 500, nu? Asta așa a zis. 512. Se facă 993. Sigur că scădem bine. Da, scădem și o să ne dea... 2 la Andreea. O să ne dea 480 acolo. Plus puncte, puncte, plus 2 la alienele minus 1. Minus 2. Minus 2. Da, a ajuns, da. Și dea 481. 481. Bun. Bun, și-am știut și pe al... L-am știut pe ăsta, l-am aflat și pe alien minus 1, da? L-am aflat din nou, bă. Am da, 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 a... și minus 2. Acum putem să punem și 2 la 8, da? Deci e obligatoriu 2 la 8, da? Când 2 la 9, nu, când depășește. 2 la 8, da, fac 25. Deci alien minus 2, da? Este 8, fără discuții, da? Și eu fac 2 la 256. Nu e 256. Deci, hai să scriem din nou relația. 2 la puterea 1 plus 2 la puterea 2 plus puncte, puncte, plus 2 la puterea al ien minus 3, da? Deci, am aflat. Da. Egal cu 256. 281. 481 minus 256. Da, minus 256. 203, nu, 225. 200, hai, 6 din 11. 225. 225. Și să ne bucurăm că am găsit pe al... E 8 l-am găsit. Acum, probabil ăsta trebuie să fie 7 acum, da? Cum simt de spune. Și atunci ăsta din față ar fi 2 la e minus 4. Ăsta care trebuie descoperit. Și atunci ar vine așa, 2 la 1, plus 2 la a 2, plus 2 la 7, da, 2 la a 1 minus 4, da? Plus, cât ați zis, 2 la 7, da? 256. 225. 225. Da, 128. 128. 128, nu? Da. Da, da, da. Și acum ăsta e 128. 128. Îl ducem în dreapta și scădem și rămânem. Știu, acum și pe alien minus 3-lea, care este 7. Da? Și atunci urmează 2 la a 1, plus 2 la a 2, plus și mai departe, plus 2 la alienelea minus 5, e egal cu 225 minus 128. 225 minus 128. Da? 225 minus 128 face? 97. 97. 7. 7. Și acum trebuie să punem pe 2 la 6, deoarece poate face 64. Perfect. Și atunci o să scădem și vine 2 la 1. 2 la 1, 2 la 2. Plus și mai departe. Plus 2 la... a ienelea minus 6,
este egal cu 97 minus câte zis? 64. 64, care dă 33. 33, da? Acum îl punem pe 2 la 5-a. Deci îl scriu și pe cât acum? A, N minus 4, care este 6. Și apoi N minus 5, care e 5-a și 2 la 5-a este 32. Excelent. Atunci vine 2 la A1 plus simțim 2 la A2 minus nu știu ce, dar nu mai are sens. Mai are sens, da? Egal cu? Egal cu 33. 33 minus 21 minus 32 care o să dea 1 și 1 pare că o să luăm de la 2 la 2 la 2 la 2. Perfect. Deci am și pe A N minus, N minus 5 egal cu 5 și A1 egal primul, adică A1 egal cu 0. Și în final trebuia să fie așa. Dar nu știa autorul unde suntem eu, dar nu știam să mă opresc. Eu nu știam că am această descompunere. Așa încât numele sunt următoare. 0 mai mic decât 5, mai mic decât 6, mai mic decât 7, mai mic decât 8, mai mic decât 9, mai mic decât 10. Și ăsta este A1, A2, A3, A4, A6, A5, A6, A7, A7. Cu alte cuvinte, vă am reușit să găsim un șir de numere în ordine descrescândă. 0 mai mic decât 5, mai mic decât 6, mai mic decât 7. Un șir crescător este, da, așa cum spun el. Și acestea sunt 0, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Poftim? Și mai era că tot criteriile 2 sunt mai mare. Și păi mă trebuia să fie 2 la 0, că să fie 1. Exact, dar n-am mai valorificat asta. Tu ai dreptate, el spunea ca observații. Faptul că 2 la, 2 la, 2 la mă trimitea spre puteri pare, puteam să sesizăm că unul din numere, primul neapărat, să fie că A1 să fie 0, că 2 la 0 face 1, ca să scădem 2017 și rămână 2016. El îmi spune că puteam să găsim ca A1 deodată 0 și pe al iedrea de acolo ca poziție 9, 10, da? 10. Deodată avem pe ăsta, pe primul și ultimul, și apoi ne-ar fi fost ușor să sesizăm că tot cresc destesc înapoi, 9, 5, 7, până să ajunge la 32 și 32 însemna 2 la 5-a. Da, dar la 5-a, 7-a, 9-a nu sunt puteri pare. Nu, nu, nu puteri pare. Ele spun ca rezultat. 2 la 6 e număr pare. Adică de la 6 e... Deci e o observație foarte deșteaptă. Am înțeles acum, nu, nu, nu. Valoarea lui 2 la 6, 2 la 5, 2 la 4. Numere pare. Sunt numai pare. Numere și fiindcă e o sumă de numere pare, pare să numere numere pare, pare. Mă obliga ca, mă rog, unul din ele să facă 1. Corect. Și ca să facă 1, primul trebuie să fie 2 la 0 sau 1. Corect. Și atunci el descoperă pe 1. Da? Deci este o primă chestie care, da, o sesizez în... Dacă nu știu ce vrem din apoi, îl găsești pe A0. Iar găsirea lor din vârf înapoi se face după cei ce am găsit noi foarte deștept ca idei, anume că 2 la 10, 2 la 11 depășește pe 2017 și mă oblig ca pe cel mai mare de pe poziția asta să fie 10. Corect. Da. Asta a fost ideea. Practic, acum, performanța este următoarea. Dar am putea observa că în clipa asta, desfășurarea este a ceea ce măsă autorul cam așa. 2 la 0, plus 2 la A5, plus 2 la A6, plus 2 la A7, plus 2 la A8, plus 2 la A9, plus 2 la A10. Plus 2 la A10. Care este egal cu 2017. 2017. Dar mai sunt... Și asta e singura variantă. Nu mai este alta. Pentru că dacă îl iei de 2 la 1, 2 la 2, 2 la 2, nu vei nici. N-au cum să ne duc la sumare. Da. Deci nu asta e descompunerea. Ca să fie și așa, vezi? Primul mai mic decât al doilea mai mic, decât al treilea mai mic, decât al patrulea. Că dau totul asta, condiția. El spune că exponenții de aici, ăștia de sus, trebuie să fie în ordinea asta, să, exact, ca și cum ar fi un număr
un șir crescător. Da. Ne anunță asta. Deci numai în ordinea asta. Deci diferite numerele. Deci nu putem să le luăm două egale, sau știu ce. În concluzie, acest lucru și după observația făcută că ăsta dispare și cade aici un 1 și ar fi fost altfel exercițiu formular, 2 la a 5 plus 2 la a 6 plus 2 la a 7 plus 2 la a 8 plus 2 la a 9 plus 2 la a 10 e egal cu 2016 acum, pentru că am tăiat pe ăsta, că e de casă, nu? Da? Dar asta ce te determină să crezi? Că poți să sumă... Aia ce poți face? Aia la suma. Ce putem face în suma asta? 2 la 5 am factor comun. Și ați fost 2 la 5. Pe lângă. Zi. Vorbește. 2 la 5 pe lângă. 1 plus 2 plus 2 la 2. 1 plus 2 plus 2 la 4. 2 la 2 plus 2 la 3 plus 2 la 4 plus 2 la 5. Așa. Este egal cu 2016. Păi și chestia asta îmi spune că se bate la 2 la 5 a 2016. Faptul că este 2 la 5 a oricum ceva. Corect. Asta ar trebui să înțeleg eu. 32 care da. Da. Adică toată suma aceea e egal cu 2016 împărțit la 2 la 5. De acord. Da. Deci, împărțit prin 2 la 5. Ia să vedeți, să-l descompunem la aia. 2016 îl descompunem. 2016 prin 2. 2, da. Și face 1000 8, iar prin 2, 5, 0, 4, iar prin 2, 252, iar prin 2, 126, iar prin 2, da? Da? 63. 63. Deci, iată că numărul ăsta, 2000, cât? 16? Cu 2 la 5, da? 2 la 5, a 63. 63. Cum să scriu și noi așa? Deci acum scriu aici, în loc de 2016, 2 la 5, ori 63. Totul se împarte prin 2 la 5, de-a fărtat darea, trebuie să vorbim. Și asta ce înseamnă? Că a rămas cu 1 plus 2. 1 plus 2, plus 2 la 2, plus 2 la 3, plus 2 la 4, plus 2 la 5. Egal cu? Dar este egal cu 6 sau cu... 63, da. 2 la 5, dar nu poate la 2 la 5. Ei, autorul a plecat la șmecheria asta. Am mulțit cu 2 la 5. Deci, ca și mai spune, 2 la 1, plus 2 la A2, plus 2 la A3, plus 2 la A4, plus 2 la A5, plus 2 la A... Așa, se gândesc bine, nu? 2, 4, 6, da? 2 la 6, egal, egal cu 63. Să se scrie, să se determine a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, știind că a 1 e mai mic decât a 2, mai mic decât a 3, mai mic decât a 4, mai mic decât a 5, mai mic decât a 6, încât suma lor să facă 63. Practic, nici o plecat, o complicat, o puțin, o mulțit. Nu, nu, mulțit cu simplu asta, o mulțit o plecat la 5. Da. Deci asta a făcut șmecherul de autor. La 63, nu mai e simplu să te gândești. Doi la câte ați aproape cel mai mare? La de 63. Da. Că e... Doi la 6-a? Doi la 64. Doi la 6-a doi la cât? Doi la 4, doi la 5 ai 32, doi la 6 64. 64, corect. Și gata îl găsești pe ăsta. Și gata îl faci tot înapoi, dar e mult mai ușor decât am plecat noi cu mai multe numere am avut de găsit. În final, în final la toată chestia asta s-a redus la ceea ce spuneam. Deci după observația că 2 la 0 se fac cu lumina să fie mărbar, îți rămâne, dacă ești inspirat, să-l descompui din 2 la 16 ani. Din 2016, da. Da, iată idee rapidă de lucru. Și după care îți dai seama că încep puterile ca să fie asta, 63 fiind de la. Și că mulțești totul cu cine? Cu 2 la 5 ani, că este incorporat 2 la 5 ani. Te frământă partea a doua din descompunere. Mult mai comod, mult mai comod. Da,
Deci a fost, asta am vrut să, să insist. Și are B, vedeți, determinat numele naturale nenule n, astfel încât 1 plus 2 plus 3 plus și așa mai departe plus n, mai mic egal decât 2017. Deci găsim pe numele toate naturale, punctul B. Da, nenule. Să se determine. AI, partea I, numele. Numele naturale nenule n. Da. Nu. Astfel. Așa încât? 1 plus 2 plus 3 plus și așa mai departe. 1 plus 2 plus 3 plus și așa mai departe plus n. Da. E mai mic egal decât 2017. Și mai mic egal decât 2017. 17. Ce? Cum gândim aici? Ce inițiativa să avea aici? Da? Deci găsească numele naturale 1, 2, 3 până la n, încât suma lor să fie mai mică decât 2017. Ce te-ai gândit? Cum ai pornit tu aici? Eu m-aș gândi să scad 1, 2 și 3. Din 2017? Păi, pe urmă și faci, mai scazi pe alte grupuri, cam cum faci? Deci, trebuie să găsim toate numele naturale, încât după ce înlocuim și facem suma lor, să dea mai mică decât... Dar nu știi cât e ultimul. Ea zice să facă suma aia gaus, dar nu știi cât e ultimul. Nu, să o încurajăm, să o încurajăm. Deci, cât ar veni? Păi, ar veni 12 să urmăne pe Darea Plin și privi și la tine, da? Deci spune Darea ce? Face suma? Cauză. Cum se pare? Primul plus ultimul? Da. Deci vine 1 plus n. Ori cât sunt ei? Exact. Adică ori... Ien. Adică ien tot. Sunt ien de la 1 până la ien. Ori ien. Totul pe 2. Plus 1. De ce? Numărul lor este ien. Suma cauză face. Suma cauză, suma cauză. Da? Deci numărul lor este cunoscut pentru că ei sunt consecutivi. Corect. Tu te gândeai la chestia asta? Da. Dar chiar asta e primul plus ultimul. Oricât sunt ei, sunt el. Totul pățit la doi. Mai mult egal decât 2017. Și mulțim totul cu 2. Da? Mulțim totul cu 2. Și atunci ce devine ieșit? Devine... Da. N plus 1. N pe lângă N plus 1. N pe lângă N plus 1 ori 2. Egal, mai mic egal. Da, cu 2, 2 cu 2 se simte. Da, este mai mic sau egal cu 2017. Ori 2? Ori 2. Da. E muncitor cu 2. A, atunci o să fie mai mic sau egal de 4.000. 4.000. 4.034. 4.034, da? Da. Acum, ce două numere consecutive sunt mai mici decât 4.034, asta ar veni. Deci acolo două numere consecutive, domnul profesor, poate să zic. Unul e el, 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 50 ori 51. Ia să vedem. 50 ori 51 face 5, 25, 2550. Da, da, dar nu-i egal, nu ne apropiem? Nu, nu spune mai mic sau cel mult egal. Și dacă mai să nu-l depășesc. Dar nu trebuie să le avem, să le avem pe toate crezile. Asta este, să găsim toate numere care să fie așa. Aoleu, toate să le găsim. Da. Păi, dar începem de la cel mai mic care există și tot așa. Un ori doi. Un ori doi. Un ori doi. Ce nu le vedeți că zic nenule, 0, 1, 8, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Păi, dar am făcut pe cel mai mic și cel mai mare și vedem. 1, 1, 2. 2. Da. Deci, un ori doi care vedeți decât 4.034. Acum următoare, zice, adică, da, nu, dar mai bine nu-l găsim pe cel mai mic și pe cel mai mare? Ia zice și capătul cel doar să-l găsim. Ca să vedem că între care sunt complicat 63, 64 sau să gândești ea. Ia să vedeți că 61, 62 face 3700. Dar ia de 63, 64.
60 ori 6 ori 6, 3 6. 63 ori 64. Face 4032. 4032. Da. Deci 63 ori 64. 63 ori 64. 64. Da, 64. E mai mic. E mai mic egal decât... 4.000. Adică face ca adică, rezultat. Spune, da, face 4.000. 32. 4.032, care e mai mic decât 4.034. Da. Dar dacă ați face 64 ori 65, depășește. Adică noi acum trebuie să facem de la 63 ori 64 în jos toate munțele. Dar de ce credeți voi că m-am gândit eu la 63 ori 64? Pentru că... E finalul. 4 ori 3. Nu, nu, văd mulțire, de ce credeți? Gândiți-vă la... De ce m-am gândit eu la 63 ori? Gândiți-vă la cum doar. Da, ce înțeleg? Nu știu. Hai, mă! N-am ajuns noi la 2 la 0 plus 2 la 1 plus 2 la 1 la 63 plus 2 la 5. Uite de aia m-am pus eu pe 63 ori 64, eram sigur că e finalul. Acolo s-a dus, da, s-a dus și a putut să spună. Exact. Deci, la întrebarea, determinați toate numerele așa încât să se întâmple suma lor, să fie mai mică decât 2017, răspunsul de la 1 până la cât? 63. Da? De la 1 la 63. Adică sunt 63 de numere de acestea. Exact. Care se întâmplă la căzul sumă să fie mai mic. Dar sigur, plus nu cumva am mulțit. Nu, nu, pentru că atunci când facem 63 ori 64, noi de fapt facem suma, Claus. Deci, asta am... Nu e bine așa. Deci să se determine toate numărul, răspunsul corect. Care e răspunsul corect? Deci răspunsul corect. Sunt numerele... N poate la valori, de la 1 până la 64. 63. De la 1 la 63. Deci asta este răspunsul. De la 1 până la 63. Deci, greu! O, fost greu ăsta? Aha, bine! După ce facem, ne dăm seama și... Că n-am fost așa de greu, da. Așa. Era bună suma de la normal, dar i-am întrebat și a răspuns foarte repede. Corect? Foarte suma de la... Ideea... Ideea... Că răspunsul 1 plus 2 plus 3 este exact. A fost esențială, pentru că... Așa ai reușit să apară de pe lângă în plus 1 să facă exact. De două ori, cât a dat? 2017. Și de acum te gândeai la două numere, mă zic, al doilea moment important a fost numere consecutive acolo. Să te prins că doamne la două numere consecutive. Sigur că da, și după mâna și când trebuie să le oprim. Corect. Subiectul 3. Ia să vedem. Este 3. Aflați ca X și încă. Aflați. X. Și încă. 7x parte barat 7x parte barat plus x52 barat plus x52 barat minus 41x barat minus 41x barat egal cu 121x barat 121x barat. Ce inițiativă aveți? X-ul trebuie să fie același număr, sau? Sigur. X-ul este același peste tot. Ce să facem? Deci, lăsați numele în baza 10. X-ul este 3, pentru că nu poți să pui 8. Dacă X-ul este 3, dacă pui 8 acolo... Deci, ce sunt aici și cum? Deci, e de bine 3, X-ul? Da. Ia să vedem. Eu nu vreau să fiu sigur să nu greșesc. O secundă. Mai discutat, Davide.
Nu trebuie să amânăm o idee. Iată, s-ar putea să aibă idei foarte tare. Și facem și baza 10. Și facem și baza 10. Deci nu anulăm nici varianta asta, nici varianta cealaltă. Noi ce facem aici? Dăm drumul la discuții cât se poate de... Să vedem dacă aveți inițiativa. Deci dacă e 4 plus 2, care dă 6, minus un număr și un număr ăla are un x la sfârșit. Corect. Și rezultatul trebuie să fie cu un x același x. Și 6 minus cât să dea un număr, 6 minus x trebuie să dea același număr. Deci, hai să-mi spunem. Exact. 6 minus x egal cu x. Da. Și adică de aici înseamnă că 2x să fie egal cu 6. Păi da, și atunci păi x să fie egal cu 3. Egal cu 3. Fiind cifră. Și nu înțeleg cum am putut, nu am putea să pune 8. Ui, ia să vezi, ia un lucru să vă dă cu 3. Stai puțin, stai puțin, să vezi că nu-i 3. Ia locuiți cu 3, domn profesor, totul, să vedeți că nu-i 3. Locuiți 3 din super inițiativa pe care tot acum verificăm. Acum verificăm, ia, 7, 3, 4. 7, 3, 3 4, plus, plus 3, 5, 2, 3, 5, 2, minus 4, 1, 3, să dea 1230. 1213. N-ai zis, ia uitați-vă, că 700 plus 300 fac 1000, minus 400, numai la sute, nu dă 1200, n-are cum. 8 ar merge, 8, da. Ia să vedem dacă îi punem 8, dar nici 8, cum 8? Păi ar fi 16 minus 8. 6, 10 ar fi în 4. 16 minus 8. 10 minus 8, 2 și 6 cu 2? Da, corect. Ia și punem. El zice 16 minus 8, e cam 8. 8, corect. 8 plus 8, 16. Corect. Să încercăm în seca cu 8. Și acum zicem 7, 8, 4, plus 8, 5, 2, minus 4, 1, 8, egal cu 1218. Ia să vedem. Facem repede. 6, Mario. Le adunăm pe primul tău, domn profesor. Așa. Deci 6, 5 cu 8, 13, 8 și 8, 15, da? 16 minus 4 plus 18 este egal cu 8 la sfârșit. 8, da. 1 din 1, 1. Da, 12, da, 12, da. Excelent. Deci, e 8. Hai să respectăm. Dar e foarte bună inițiativa. Eu l-am luat 3. O încercat. Deci nu mers 3. Mai gândesc altă. Încă ea putea să tatonez pe ideea aia. Da. Nu simpla idee care din se capte și gata, părățești. Trebuie să verifici. Corect. Și vezi că nu merge, mai încerci la un număr. Altă variantă. Din cine a scăzut pe același număr, să le număm, din 16, exact. Că ai avut 42, 6, 10, care ai, te promoți, nu? Nu înțeles? Deci, unitățile tu le-ai sigur, 6. Da, 6. Exact. Și minus x egal cu x, era o variantă care îți x egal cu 3 și care nu ți-a convenit. N-a ieșit. Dar atunci înseamnă că te-ai împrumutat, ai avut un 6. Dacă trebuie să scazi un număr x mai mare decât 6, și de aia te împrumuți. De aceea, cât plus cât iar de 6, ceva cu 6 ani, exact. 8 plus 8. Da. Și te prinzi. Te prinzi. Și le iei 8. Da? Deci de aceea, el fructifică ideea. El a avut subiectele, l-a făcut repede la școală, pentru că imediat el știa. Dar ideea și plecată de la... Da. Nu-i corect, el știa, dar... Păi nu, na. E vorba de un dialog care îl face. Nu, dar ce nu mi-i supără. Dar acum, în momentul ăsta, dar nu suntem în competiție. Da. Cum se adică mai întâmplă? Adică nu mai aș fi putut să am ideea asta. Poate am avea ce ideea asta. Poate o aveai. Dar acum, fiindcă tu ai pus-o la punct, sigur că ne-ai venit și ne-ai anunțat. Și ai știut și eu. Dar tot atât de corect ai fost că asta ai știut tot de la clasă. Exact. La clasă. Deci nu face din asta o tipul de gloria lui, ca și cum ai spune și eu am știut-o. Subiectul nu-i la urmă, nu știi. Deci, mă interesează să vedem dacă știți voi. Deci facem cu baza 10. Da, faceți baza 10, că da, de da, 700 plus x ori 10. 10x. Plus 4 plus 100x plus 50 plus 2 minus 400 minus 10 minus x. Egal cu 1000. Plus 10 plus X.
109x plus, hai să vedem, e bine? Plus 346 plus 346 este egal cu în dreapta 1210, da? 1210 plus x-ul. Scădem un x și face 108x egal cu 1210 minus 346 și înseamnă că 108x egal cu 6 din 10, 4, 4 din 10, 6, 3 din 11, cât face? 8. Și e clar că x egal cu 8. Deci nu pe x egal cu 8. Foarte rapid. Deci, și în baza 10. Și în baza 10, dacă îi lucrezi corect, da, te prinzi foarte bine și îl găsești. Îl găsești. Sigur că și observația asta pare, e delicioasă, dacă da, vreți. Da, n-ai explicat, nu înțelege corectul cum ar fi făcut. Nu, înțelege. Înțelege că tu zici, lucrăm pe baza unităților. Vedem că necunoscuta x este aici și acum zicem 4 și cu 2, 6 minus x, chiar de asta spune. 6 minus x egal cu x și d x egal cu 3 și face proba în fals. Și acum zice 16. Astfel încât A, B, C, barat să fie egal cu A, ori B, C. Arătați că nu există numere A, B, C, barat. Dar există, n-am. Eu spun că există. Perfect! Pentru că deci, ai zis ce deci, ea ce face acum? Ea încearcă să rezolve problema prin reducerea absolută. Presupunem că există. Există, da. Asta înseamnă. Presupunem că există. Adică, nici ceea ce ai tu de dorit. Și atunci, de-a dat la egalitatea asta. Acum, Este A orice, nu-i mare. A, deci, A orice, nu-i mare. A, 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 nu-
vă dau un număr acum. Vă dau un număr. 425. E 425. Verifică, adică tu ai contraexemplu. 4 ori 25. Nu, mă gândeam la 105. Păi tocmai, dacă ai, dai unul care... trebuie să arătăm că nu există un număr dintre cifre. Și tu dacă ai 425 și verifică, dar nu verifică, da? Doamne, dar am putea să dăm pe 10 în factor comun la 100A plus 10B și pe ce să lăsăm pe din afară? Mai putem aranja relația. Da, mai aranjăm un pic, da. O mai aranjăm, deci sunt de acord cu asta. Adică să scriem 10 pe lângă... pe care să lângă, pe A și B, să scriem 10 pe lângă 10A plus B, ori plus C? Ce unde o parte, nu? Păi da. Da. Dar tot dacă te gândi la chestia asta, eu aș duce și aș scrie și un 10AB în partea asta. În paranteză aceea o să rămână 10A plus B care pot să-l alegi și mai aia. Și tot cei fără 10 vreau să plus cei cu 10 se duce în partea asta și cei care nu au în partea asta. Corect. Ca să putem să facem un factor comun. Să facem ceva, să ne gândim cu o idee. Așa să facem. Deci 100A, 100A plus 10B, minus A, atenție, minus 10AB. Că scădem. Minus 10AB este egal cu C. De a C-ul ăla în așa cariera. Și acum cu C-ul ăla ce faci? Minus. Minus C. Minus C. Bun. Acolo dacă am dat pe 10. Încep să dăm pe 10 față. Da. Și de aici pe ce? Și din partea a doua pe ce? Da? Pe ce? Da. 10. 10 pe lângă 10A plus B minus A plus B. Deci A plus B plus B minus A minus A minus A B minus A ori C care este egal cu C pe lângă A minus 1. Corect. A minus 1. Și acum? Dar 10 A plus B din paranteza aia cine? 10 A plus B. 10A plus B. Cine te scopulem în 10A plus B? Pe AB. Pe AB vreau bara. Și facem bază de ce fie 10A plus. Ia să stai. Și 10 egal cu ce? Hai să vedem dacă... Poți cambia? Ia, 10 pe lângă. 10 pe lângă, 10A. Pe lângă, cum 10A? 10A plus B ce? AB. AB, bara. 10 pe lângă, numărul AB în bază de 10. AB minus AB. Egal cu? Egal cu C? Minus 1. Adică 10 este 10 este egal cu C pe lângă A plus minus 1. Dar AB minus AB? Da, la ăla nu-i barat? Și ăla la domnul? Primul nu-i barat? Deci aici este... Păi am dus barat. Ba nu, celălalt nu barat, celălalt este al C. Aici... Ăsta e barat și ăla nu-i barat. Ăsta este barat și ăsta nu-i barat. Corect. Acum... Acum este momentul cel mai important. Trebuie să ne întoarcem. Exact. Că nu este o chestie care să mă facă fericit. Recunoaștem asta, da? Nu ne ajută cu nimic. Nu ne ajută cu nimic. Dar totuși noi credem în puterea noastră. De la ția trebuie să o prelucrăm. Exact. Nu ne lăsăm bătuți. Deci aici privim cu foarte multă atenție. Deci, trebuie... Aici va da un număr și la sfârșit cu ce cifră? Cifra unităților la înmulțirea asta către zero. Zero. Ca să...